doamnă. Toți în valiză, da? Bravo, bravo, că aveți grijă. Noi știm că aveți grijă. Noi știm că aveți grijă, bravo. Doamna Svetlana, e greu, tati mare. Și ea că ei sunt doi invalizi acolo, dată ea. Și mama a greșit la primărie. N-am zis că și la doamna Petru. Să le dea și lor pe căldură. Eu trebuie să iau de la mine ustinarea să le duc lor. Că ei sunt doi invalizi acolo, Ian. Și vor nu la... Tata lor e de asta, nu e scris, bine să duce. Am uitat cum îl vizu și la ăștia tata. Vitre. Da, vitre, vitre. Am vorbit Tămărica, Fiosa ai zic Tămărica, doamna Tamara Tămărica. Ei n-are statut, tatăl, ei îmi zice Tăcăliză, Tăcăliză, el n-are statut, zic Tămărica, dar cum te între ei iarnă, doi invalizi acolo, ea nu te hai să faci, nu-i statut și gata, ei n-au, n-au lege. Da, așa trăiți singur, da, cu sora? Da, cu sora, doi, da? Da, sora e mai mare decât mine, invalizi. Sineți asta, ați dat la copii, ca să-ți duci mâncarea pentru dumneavoastră, mâncarea, dar este la copii, noi au zis, sunt copii, ca lor ați plată, în momente. Fiți sănătoase! Eu vă pot să vă vede, vă țin minte! Fiți sănătoase! Nu mai trebuie! Mulțumesc!